Transportatorii auto de pasageri se pregătesc să protesteze în fața Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Aceștia sunt nemulțumiți că autoritățile le-au ignorat solicitarea privind revizuirea tarifelor pentru serviciile de autogară și recalcularea tarifelor de transport. Doar în această lună, o delegație Asociației Patronale a Operatorilor de Transport de Auto a avut trei întrevederi cu reprezentanții Ministerului, însă nu s-a ajuns la un numitor comun. Membrii Asociației acuză persoane din cadrul Ministerului Infrastructurii că ar fi implicate în acțiuni de corupere a unor transportatori nemulțumiți de actualele tarife. Aceștia se mai arată îngrijorați de acțiunile autorităților care, potrivit lor, ar favoriza încasarea nejustificată a 10% din costurile biletelor de gările auto. Portătorul de cuvânt a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Alina Merlic, ne-a spus că va veni mai târziu cu o reacție la acuzațiile aduse.